În această săptămână au fost verificate din nou centrele de îngrijire a bătrânilor din județul Hunedoara. Două dintre asociațiile care dețin căminele de bătrâni, Casa Divină și Asociația Pridvor, în care au fost găsite probleme în urmă cu circa două săptămâni, s-au ales cu plângeri penale făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului la parchetul din Alba Iulia. Cele două cămine de bătrâni își continuă activitatea, chiar dacă asociațiile nu au licență de la Ministerul Muncii pentru astfel de servicii. Prefectul județului a cerut instituțiilor ca acolo unde s-au dat avertismente și amenzi să revină cu controle pentru a verifica încă o dată situația. La Casa Divină și Pridvor activitatea continuă, chiar dacă autoritățile au decis suspendarea acestora, așa că asociațiile s-au ales cu plângeri penale. Activitatea în cele două zile descoperite fără licență sau cu probleme continuă? Continuă în detrimentul faptului că Protecția Consumatorilor a suspendat activitatea la un nou control care s-a efectuat marți. Au făcut plângere penală pe lângă parchetul de la Alba Iulia pentru faptul că desfășoară activitate fără autorizare. Prefectura Hunedoara este pregătită pentru relocarea bătrânilor din cele două centre care funcționează ilegal. Le facem un control medical și DGASPC-ul trebuie să găsească locurile unde se duc. Sunt locuri fără probleme. Călin Petru Marian a mai declarat că asociațiile care nu respectă legea riscă amenzi din partea instituțiilor abilitate și dosar penal pentru funcționare ilegală.